Am auzit și noi despre intențiile domnului Dodon de a depune o moțiune de cenzură împotriva guvernului. Este o modalitate democratică și prevăzută și de lege, însă, ca opinie personală, i-aș sugera și aș da și un sfat domnului Dodon să țină, dacă într-adevăr are seriozitate în intențiile sale, să țină cont de câteva sugestii. 1. Să arate clar care sunt obiecțiile cu privire la activitatea guvernului. 2. Să anexeze la acea moțiune de cenzură un program de guvernare pe care îl vede el ca fiind unul bun pentru țară. Și 3. Să anexeze la acea moțiune de cenzură ca toată țara să vadă bunele intenții și un cabinet de miniștri. Numele, funcțiile acelor miniștri, un cabinet din umbră pe cum ar trebui să existe la opoziție. În momentul în care dumnealui va veni cu aceste elemente, atunci, într-adevăr, se pare că va avea seriozitate în intenție și este binevenit să-și exercite dreptul ca opoziție parlamentară la tot ceea ce înseamnă moțiune de cenzură. Vă mulțumesc!